A demarat acțiunea intitulată Foc de artificii în județul Neamț. Scopul acțiunii este creșterea siguranței cetățeanului prin activitățile de prevenire și combatere a evenimentelor negative, respectiv răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice și juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2024-2025. În acest sens, polițiștii vor efectua acțiuni și controale atât la societățile comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice, cât și în zona piețelor, a târgurilor sau a centrelor comerciale, la persoanele fizice și juridice neautorizate care comercializează ambulant articole pirotehnice. Perioada 30 septembrie 2024-5 ianuarie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase Neamț acționează pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice și pentru verificarea legalității operațiunilor cu articole pirotehnice desfășurate de persoanele fizice și juridice. Nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situații. Între orele 24 și 6, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional în baza aprobării autorității locale. La o distanță mai mică de 50 de metri de locuințele cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 de metri față de cele cu peste 4 niveluri. La o distanță mai mică de 500 de metri de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi sau de instalațiile de gaze. La o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice, ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie. În locul în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre. Pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu aglomerări de persoane. La o distanță mai mică de 500 de metri de păduri. Activitățile vor beneficia de sprijinul polițiștilor de ordine publică, investigarea criminalității economice, rutieră, transporturi, precum și celor de la prevenirea criminalității. Orice operațiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.